Deși grătarele au început deja să sfârâie aici în bazarul, oborul municipiului Roman, se lucrează încă pentru amenajarea tuturor instalațiilor, pentru ca romașcanii să se poată bucura timp de o săptămână de bălciul municipal. Da, bineînțeles. Asta e utilajul nou adus direct de la Las Vegas, ăsta-i, nu? Da. Faceți o probă, domnul deputat? Păi parcă nu mașis că ai adus direct de la Las Vegas și pe vapor mă gândesc să nu suferi din cauza tangajului. Da, e bună. Și becul drept din partea stângă să nu pâlpâie. E singura reținere. Și mai are un dint împotriva acolo pe dreapta. Ai, crezi că e numai unul? Nu, a? Nu, cred că-s mai mulți. Și balansează? Nu naște o cărcă, du-te un pic ștergele. N-ar nimic. Ia. Stați-vă acolo, ca să echilibrăm. Și doi. Hai! Cine stă? Să mă stui. Tu! Tu cu Bogdan. Hai, Bogdan. Hai, Bogdan, că ești temerar. Ai trecut-o peste țeava spartă de la parcarea etajată, Bogdan, pe Dani. E mai periculoasă asta? Da, merge. Da, Thank you.
Da, ce plăcut! O senzație, știți cum e ciocolata aia dulce amăruie? Așa și chestia asta, o chestie plăcută spre adrenalină la maxim, cu o senzație de imponderabilitate când ajungi în punctul de maxim. Nu știu, n-aș recomanda-o copiilor, adică să fie măcar de 16-17 ani. E o senzație destul de tare. E ca politica? Cum? O puteți cumpăra cu politica? Mai ușor notă în politică decât în asta. Spunea un coleg de-al nostru, e dovada clară că bărbații rămân mereu copii. Nu, e dovada clară că cei care sunt bărbați rămân mereu bărbați, iar ceilalți care aplaudă și-ar dori doar să fie bărbați. Acest utilaj este noutatea Balciului de anul ăsta, domnul primar. Da, e unul dintre cele două utilaje noi care au venit. Le-am făcut proba, inaugurarea practic, alături de un top spin care de asemenea creează senzații tari. Ne bucurăm că reușim să aducem la Roman și astfel de utilaje noi care să ofere amatorilor de senzații tari aceste plăceri pe care eu sigur în perioada următoare nu le voi mai încerca. Măsuri luate pentru securitatea cetățenilor anul ăsta, mai mult ca în ceilalți ani? Sau? Nu, noi încercăm ca în fiecare an prin planul de pază pe care l-am organizat alături de celelalte structuri ale statului, Poliția Națională și Jandarmeria, să asigurăm o stare de liniște în zona și în perimetrul Bălciului pentru a evita fenomenele antisociale. Vom încerca pe toate căile legale posibile să preîntâmpinăm ca astfel de lucruri să se întâmple și să oferim un maxim de confort tuturor celor care vin la Bălci. Ce va determina ca anul acesta să nu mai organizați Bălciu și în fața hidrotermului ca anul trecut sau ca acum 2 ani? Da, prin analizele pe care le-am făcut și printr-o anumite extinderi pe care le-am făcut în acest an, am ajuns la concluzia că putem să asigurăm tuturor comercianților acces doar în incinta Bălciului, astfel încât să rămână la Direcția Administrației Piață, Bazar și Obor toate veniturile pe care le realizăm cu această ocazie. S-au licitat toate locurile? S-au licitat ieri toate locurile, astăzi urmează să se amplaseze și celelalte obiective. Este mare veniturilor, doamna Matei? Aproximativ 130.000 de lei. Având în vedere că anul trecut am mai avut 30.000 de lei în plus de la hidroterm, apreciem că anul ăsta avem încasări mai mari. Acoperitoarea? Da, sigur. Nu acoperitoare, da. Chiar ducătoare spre profit, nu, substanțial. Aducătoare de venituri suplimentare la bugetul administrației. Ce veți face cu banii adunați? Din acești bani, sigur, vom realiza o serie de investiții pe care le-am propus la nivelul pieței centrale. Ca utilități pentru cei care vin? Da, noi urmează din toate aceste încasări să achităm ceea ce înseamnă utilitățile care țin de noi, urmând ca celelalte utilități, curent electric și celelalte, să fie plătite de beneficiari. Ați studiat prognoza? Dacă plouă, va fi vreme. Va fi vreme frumoasă, am și vorbit în acest sens. Da. Vedeți, inclusiv acum nu plouă, da.